După cum se știe, o femeie cochetă are voie să întârzi, mai ales când este ziua ei. Prin urmare, îi spunem la mulți ani Getei, la mulți ani Geta! Mulțumesc, 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 mulțumesc tuturor de dimineață, primesc mesaje în continuu, nu se mai termină. Asta e un lucru foarte bun. Geta Voina este alături de voi de ziua ei, ceea ce este de apreciat. O să vedeți cum a petrecut ea, pentru că dacă vă spun unde am surprins-o astăzi când am vorbit cu ea, v-am povestit ceva pe Facebook. Vreau să vă spun că era într-o splendidă izolare, ca să zic așa, Geta. Unde erai, Geta, și cum te izolai tu pe la ora 4 după amiază? Păi pe la 4 am ieșit din casă puțin aici în curte, că stau într-o zonă foarte frumoasă și aveam o minunată piscină în spate. Pentru mine în fiecare zi vacanță, dacă mă trezesc dimineața și mă uit, e același lucru, dacă ajung seara acasă și mă uit, tot luminată este piscina, este minunat. E adevărat. E o vacanță. E o vacanță de care între noi fie vorba mai bine ne lipseam, pentru că sunt convins că Geta ar fi vrut mai degrabă să vă întâlnească și să vă vadă acolo unde vă primește ea, fie la mall-uri, fie la Agora Florească. Ce bine ar fi fost, Cristi, Doamne! Deci nu aș fi crezut niciodată. La un moment dat chiar mă întrebam, pentru că nu e chiar ușor să conduci un business de genul ăsta și întotdeauna parcă ai niște hopuri în viață și te întrebi, băi, dar chiar atât de greu poate să fie? Ce poate fi mai greu? E, acum nu mai gândesc așa, acum o gândesc cum pot să ies sau cum pot să fac lucrurile să fie mai bine. Deci nu mă mai gândesc la rău, pentru că atunci când m-am gândit la rău, am atras și lucrul ăsta după noi. Așa că ne-am izolat complet, am intrat în casă fetelor și ne-am descurcat fiecare cum a putut și voi acasă v-ați descurcat cum ați putut. Da, uite, deja au început să curgă la mulți anurile de la Lolo. Mulțumesc, de la mulțumesc, Ioane, mulțumesc, mulțumesc. Eu mă delectez aici cu, uite, am ceva aici. Ce ai acolo? Ia. Măcar atâta, mi-am făcut baie, pus tot felul de bule, am făcut tot felul de nebunii în baie, mi-am pus creme, am zis astăzi mă răsfăț. Da. Parcă n-aș fi avut o lună de răsfăț. Corect. Da, Rodica Bucalău, Cornelia Catanga și Aurel Păduranu, Andrei, Irina, multă lume este alături de Geta, îi spune la mulți ani. Geta, Și eu lor, celor, Gheorghe, Gheorghița, George, Georgeta, Georgiana, Gelu, tuturor vă spun și eu la mulți ani. Romica, multă lume ne urmărește, o să ne urmărească și mai mult. Geta, este asta cea mai ciudată onomastică în viața ta sau cum? Da. Este cea mai ciudată. Este cea mai ciudată perioadă, cred că, pentru toată lumea, pentru că nu credeam că se poate întâmpla așa ceva și că stai în casă, adică hai să fim serioși, că dacă ești în casă sau ești plecat undeva, tot primești mesaje foarte multe. Dar acum, pentru că nu am pe cine să stau, nu am cu cine să împărtășesc ziua mea, asta îmi pare rău, pentru că de obicei ne întâlneam seara undeva, la cineva acasă, desfăceam niște șampanii, niște prosecco, cântam, dansam, ne distram, aveam așa o zi mai frumoasă, sau stăteam cu colegii, sau stăteam la salon, până mult mai târziu, ador să stau în salon. De fapt, cred că mai mult, aia este casa mea, aici sunt așa, în vizită, vin seara, abia acum am început să o cunosc mai bine, să stau prin casă, că nu stăteam deloc în casă, deloc. Da. Într-un fel, astea sunt beneficiile acestei perioade, pentru că cu această ocazie descoperim și că existau lucruri în viață pe care le puteam vedea și cu de care ne puteam bucura, pentru că erau ale noastre. Noi doar știam că plătim niște facturi, dar lucrurile astea erau cumva acolo și le știam că avem, dar nu ne bucuram de ele. Zim și mie care sunt persoanele pe care ai vrea să le menționeze acum și care ți-au urat astăzi la mulți ani. Păi cred că sunt vreo 200, în primul rând, prietenilor mei. Ciudat este că până acum m-a sunat fratele meu, căruia chiar îi mulțumesc, dar nu m-a sunat fiica mea. Ceea ce înseamnă că ea n-are nicio treabă. Copiii noștri, doar dacă îi sunăm noi să-și aducă aminte, eu cred că ea stând, din păcate, a rămas în străinătate, în Olanda. Nu și-a dorit să ajungă aici, pentru că a zis că eu mă descurc foarte bine și aici și am spus, ok, ești pe barba ta, cum se spune, e treaba ta. Foarte mulți prieteni, deci foarte, foarte mulți prieteni și foarte multe cunoștințe și clienți și cliente și e frumos să fii, să vezi că te trezești de dimineață cu foarte multe mesaje, de fapt nu de dimineață, de azi noapte după ora 12. Foarte frumos.
Înțeleg că ai stat până la ora 6, dar nu ai petrecut, că ai avut treabă. Și trebuie să înțeleagă lumea că noi am întârziat pentru că o sunase o persoană foarte importantă pe Geta. Să nu vă imaginați că este vreun băiat, era vorba chiar de avocat. Și totul până la avocat în ziua de astăzi. Păi avem situații nenumărate acum, pentru că se deschid saloanele sau nu se deschid saloanele. Din păcate, modurile am înțeles că vor rămâne închise și... stau să mă gândesc ce trebuie făcut. Dacă ce facem noi pentru clientele noastre și pentru tine, dar stai puțin, nu știu ce o să fac. Păi nu știu, asta o să te întreb mai târziu. Dar chiar, uite, asta e un lucru foarte bun. Tu ești un om întotdeauna, și vorbeam cu Ana, ești un om care totdeauna are idee. Deci tu ești un om totdeauna cu o inteligență scăpărătoare. Și atunci, tu de fiecare dată când vorbim, îți vine câte o idee. De data aceasta nu putem să avem nicio idee. Ce face un om care are locații și care are activitatea lui se desfășoară la mall și cum poate să cum ai negociat povestea asta? Cum s-a întâmplat? Sincer să fiu, cred că ar trebui ei cei de la guvern sau guvernul să gândească sau cei din mediul sănătății ca să ne protejăm oarecum, ar trebui să se gândească că totuși serviciile astea sunt necesare, pentru că destul am stat în casă și destul nu am făcut absolut nimic ca să facem ceva rău, dar totuși frumusețea trebuie să fie și ea pe primul loc. Cred că în momentul acesta foarte multe cliente și clienți de altfel au simțit diferența și ne-au simțit foarte mult lipsa. Iar eu consider că puțin, puțin cu protejare maximă, în așa fel încât, ok, înțeleg să nu dai drumul la mall, înțeleg să nu dai drumul să fie foarte multă lume, da? Dar anumite magazine care sunt necesare, practic, și ar trebui să se gândească că ar trebui să ne dea drumul. Dacă noi vom mai avea încă vreo 3-4 luni de stat sau 2-3 luni, eu nu știu cum o să rezistăm după aia să putem plăti chiriile care vor veni după. De fapt, nici nu înțeleg. Eu dacă aș fi în momentul de față să am un spațiu închiriat, i-aș spune omului, stai liniștit, e ok, prelungim contractul. Cu câte luni de zile nu poți tu acum, pentru că te vreau să rămâi, adică vreau să rămâi în continuare pentru că am avut o relație ok și prelungim contractul. Dar nu pot să plătesc după aia toată această chirie pe care tu nu ai avut-o, să o dai după. Deci ar trebui să se gândească foarte bine. Iar protejați cu puțin mai multă atenție, cu măști. Din păcate, dragilor, noi nu putem tunde cu mănuși. Am încercat. Dar să știți că dacă rezistați, n-am o problemă. Eu ca să pot să tund, trebuie să simt părul, trebuie să mișc. Asta tu știi foarte bine. Da, bagă mâna geta prin păr ca să simt părul. Bag mâna prin păr, îl învârt în toate direcțiile ca să-l simt, să-i simt desimea, să-i simt greutatea, să-l simt lungimea, să văd capul, să mă joc cu el, pentru că eu trebuie să mâncă-i capul ăla, nu pot să tund așa, tund pur și simplu și asta e tot. Nu se poate așa. E adevărat. Uite, Valeria Georgiu, Dorina Margărit, Ioana Voinescu, Lili Ignat, Geta Bumbaru din Dubai, una dintre fetele. La mulți ani! La mulți ani și Getei, la mulți ani Geta, a fost o colegă noastră de la Make-up, de la Antena, Eugenia Cojocaru. Dragi doamne, de pe YouTube și de pe Facebook, acum este momentul să o întrebați pe Geta, apropo de frumusețe, apropo de haircut, apropo de stil, absolut orice, pentru că Geta este aici și o să vă poată răspunde și o să vă poată da sfaturile de care aveți nevoie. Dar uite, mai vreau să te întreb ceva, că e foarte interesant. În momentul acesta, chiriile practic nu se dau, pentru că tu nu prestezi, mall-ul închis, doar are cum să-ți ceară bani pe ceva ceea ce statul a închis. Nu, dar vor veni, pentru că această perioadă și ei au... probabil și ei au pânci în spate. Fiecare are business-ul făcut în așa fel încât și tu ai datorii la rândul tău. Eu îmi doresc din tot sufletul ca ei să înțeleagă că trebuie să dea drumul, măcar la saloane. De exemplu, salonul din Băneasa este un salon care este la parter, da? Deci este exact jos la intrare, la parcarea subterană. Practic, ai putea să vii cu mașina, să intri și să și ieși. Adică tu nu ai nicio treabă cu partea de sus a mall-ului și bănuiesc că se vor gândi. În celelalte, într-adevăr, sunt puțin așezate altfel, dar la fel, cred că se pot da pe anumite porțiuni și anumite zone sau anumite magazine care chiar sunt necesare. Sunt necesare pentru că chiar îți dorești să... orice femeie își dorește să arate bine și orice bărbat trebuie să fie tuns, să fie îngrijit. Dacă a reușit acasă odată în perioada asta, asta nu înseamnă că el este tuns bine. Nu? Scuze că n-am închis telefonul. Nu-i nicio problemă. Normal că te sună foarte mulți oameni.
Ce să fac? Mă sună ca să-mi spună la mulți ani în continuare de dimineață până seara. E foarte bine. Tu ești un om foarte iubit. Cred că ar fi normal cumva să se facă totul la toate magazinele prin programare și cum se intra, sau nu știu dacă se mai, cred că mai e deschis, la Carrefour și se intră cu un număr de clienți sau să se facă prin rezervare. Cred că se poate face astfel când există un spațiu, iar mall-ul e suficient de mare ca să nu ne suflăm unii în alții, că dacă ne suflăm în piețe unde intră omul în tine sau dacă te duci, cum am dus eu el la Leroy Merlin și era un nene care cu burtă, care fusese la Londra și care îmi spunea ce te bași, ce zici prea așa că am fost la Londra și nu mi s-a întâmplat nimic și măi mă tale să stau la distanță, că am fost în carantină și am mâncat și am băut. Ăla poate să fie și să te înghesuie la Leroy Merlin, dar la mall e altceva, mă înțelegi? Nu, Cristi, trebuie să fim puțin foarte atenți. Chiar astăzi am avut o discuție cu cineva, pentru că chiar mă interesează dacă este cât de adevărat sunt aceste lucruri. Nu, trebuie să fim precauți, pentru că se pare că are o viteză de răspândire mult mai mare, iar dacă tu te protejezi, nu faci decât să-ți protejezi tu pe tine și familia ta. Și mai ales dacă stai alături de niște de bătrâni sau alături de părinți care și ei la rândul lor pot contacta din altă parte și atunci nu e o joacă. Am crezut la început că nu e adevărat. Sincer îți spun, pentru că nu auzisem pe nimeni, nici o cunoștință, nici un prieten care are un prieten, care are un prieten care are astfel de situații sau s-a întâmplat ceva cu cineva, până într-un moment când într-adevăr am început să aflu că prietenii mei au părinții, că chiar și au și murit. În momentul ăsta chiar atunci înseamnă că nu este de joacă, trebuie doar să ne protejăm, să fim foarte atenți, să stăm puțin la distanță, pentru că e bine pentru noi. Într-adevăr, noi chiar suflăm în ceafă, cum se spune, din păcate, dar dacă vom avea aceste măști și clientul se va spăla, va fi igienic, dacă cumva tușești, părerea mea personală, rămâi acasă că îți mai dăm noi sfaturi pe internet și mai rezolvăm noi ceva măcar, pentru că chiar am auzit astăzi o prietenă de-a mea că a ajuns la spital cineva cu o altă problemă, iar cei de acolo l-au băgat direct la izolare. Deci el abusese, se lovise la ochi, era ochiul roșu și în momentul în care a intrat la urgență, l-au luat și l-au dus direct la intubație și astea. Nu se poate așa ceva. Deci am senzația că sunt multe lucruri care... Da. În fine, nu e domeniul meu, recunosc, dar mă interesează pentru că am mulți angajați la care țin foarte mult și îmi doresc foarte mult să fie ei protejați și mai ales clienții. Pentru că noi trăim, pentru că voi veniți la noi și noi să facem serviciile respective. Și atunci noi trebuie să ne protejăm și voi, la rândul vostru, trebuie să acceptați și regulile noastre pe care le vom impune în salon în momentul în care veți intra. Vă spălați, vă ștergeți cu niște șervețele și pe tălpi și pare. Probabil că va fi un standard de igienă mult mai ridicat decât până acum. Dacă până acum, să zicem, că mergeau toate într-un loc, acum probabil că vom sta puțin separați, vom avea un alt program de lucru. Eu aș spune, domnule, lăsați-ne să lucrăm de la ora 12 la 6 sau de la ora 10 la 8. Să nu mai fie mall-ul deschis non-stop. Asta e, pentru că nu se poate, nu poți să stai netuns atâta timp. Tu ai noroc, uite că mă uit la tine că arăți încă bine și te-am tuns acum o lună jumate. O lună jumate, da, la începutul lui martie, mai tuns în jur de 1-2 martie, unde mâna Getei se vede, mâna Getei, Elena Gheorghiu se uită la tine, Cezar Toma, la mulți ani, Vali Creangă, la mulți ani, Crisa, se uită Gigi, la mulți ani și ție Gigi, la mulți ani frumos Geta Voina. Mai sunt și alții, Loredana Stoian, Simona Mureșan, zice că ești neschimbată, superbă, zice Alexia Nicolae, la mulți ani. Uite, Corina Tudor zice, propun serviciu acasă cu protecție, adică, de exemplu, dacă echipa GTI Voina, da, face serviciul ăsta acasă, în condiții de maximă protecție, oare se poate? Sau? Acesta este următorul pas și următoarea afacere pe care o să o facem foarte mulți. E important să poți să faci serviciu acasă, deci este delivery home, cum o să fie, adică ai sunat. Mă gândesc din ce în ce mai mult și am avut această idee de foarte mult timp, dar am senzația că deja este momentul să pun în aplicare ceea ce am visat la un moment dat, pentru că poți să faci servicii așa, deci să vină... Bine, nu e același lucru, Cristi, că vii acasă,
păr, mizerie, nu e. Mai tunde și pe bunicul, tunde și pe mama, tunde și pe aia și de fapt pleci și ești și tu nemulțumit și femeia strânge după tine și nu e. Mersul la salon face parte din viața ta pur și simplu, adică te simți bine, da. Vrei să schimbi ceva, vrei să-ți faci un lucru bun. Într-adevăr, nu avem timp, suntem contra timp, toate lucrurile trebuie să meargă repede, repede, pe repede înainte, pentru că așa este viața noastră, dar trebuie să fie un deliciu, trebuie să te simți bine, trebuie să-ți facă plăcere, mai o bârfă, mai o discuție, mai continui ceva. Dacă luăm bucățica asta de fericire femeilor, ce facem? Până și voi, bărbații, aveți glumele voastre, aveți și voi poveștile voastre. Păi dacă ne luați asta, e ca și cum ne-ați ține așa în casă și asta e. E adevărat, pentru că salonul presupune o anumită ambianță, când te spală pe cap, este un scaun care are masaj, după care toate lucrurile astea nu sunt ca la ștanță, se te taie pur și simplu. Adică acasă nu ai cum să faci alea lucruri și este o meserie văduvită, pentru că la make-up poți să înveți și să faci lucruri de la distanță și până la urmă poți să încerci să faci până ți iese, dar la păr sau la creme, iarăși te învață cum e, Oana îți spune frumos, uite așa. Poți să faci, uite, vopsitul, de exemplu, vopsitul ar fi fost un lucru foarte bun. Adică e bine, eu mărturisesc că mie mi-a fost cel mai greu, eu nu știu cum au reușit fetele acasă cu ajutorul stiliștilor pe toate canalele de media. Felicitări fetelor că ați reușit să faceți acest lucru. Eu care știu ce am de făcut, mie mi-a fost atât de greu. Dar să spunem că vopsitul ar fi ceva care ai mai putea să faci pentru că te ajută cineva din casă, o vecină, o prietenă, o cunoștință sau chiar până la urmă ai deprindere și începi să faci singură. Dar ce ne facem când vrei să tunzi? În afara faptului că doar poți să tunzi niște vârfuri, să zicem că ți le iei. Apropo, dacă tot vrem să dăm un sfat, te rog frumos. Astăzi chiar am avut o prietenă de-a mea care este disperată pentru că are părul foarte mult și e foarte creață și este extrem, extrem, extrem de uscat și toate vârfurile s-au despicat pentru că probabil nu a mai putut să folosească sau n-a folosit ceea ce trebuie neapărat. Dacă tot stați acasă, faceți-vă măști, stați cu prosoapele fierbinți, umeziți-le foarte bine într-o apă foarte caldă, da? Stoarceți din ele, dar să fie opărită. Lăsați capul pe spate și puneți-vă acel prosop. Acel prosop face minuni cu masca, evident, în interior. Dar dacă tot vezi că vârfurile sunt despicate sau nu-ți stau foarte bine și nu arată, nu are un aspect frumos și te deranjează, și mai ales dacă bagi mâna și ți se oprește mâna în el, îți faci, uite, învârți, da? De mai multe ori. Tragem așa de vârfuri, da? Deci scoatem toate aceste vârfulețe, practic, și venim cu o forfecuță foarte mică și tăiem toate vârfurile, punctele, se spune. Deci exact, vârfurile de peste tot. Dăm drumul, da? Și mergem la o altă șuviță și iar o învârtim. Ai de făcut câteva minute bune toată treaba asta. Deci treci cu părul cu mâna în sus, desfaci pur și simplu toate firele, te așezi în fața aici și începi să tai vârfurile. Sau rogi pe cineva dacă ești acasă cu cineva. Dacă ești singură, încearcă să o faci singură. Asta este unul din trucurile pe care vreau să ți le explic. Sau mai există varianta dacă ai un păr foarte, foarte, foarte lung și știu că partea de jos este într-adevăr deranjantă. E un... așa că nici nu știu cum să-ți arăt. Așa, da? Se trece practic părul ușor și tai toate vârfurile care sunt, uite, care sunt de aici. Da, da, da. Nu e foarte greu, dar măcar poate să arate părul într-un fel până ajungi la noi, până ajungi la salon. Iar partea aia cu vopsitul, să știi că a fost foarte multe situații, când mai ales blondele, care sunt foarte blonde și... Sincer, eu am spus mai bine stați așa decât să vă faceți o nenorocire în păr, pentru că atunci când veți veni la coafor, la salon, respectivul tehnician va trebui să facă o muncă dublă, pentru că rădăcina acum mai crește o lună, ai o rădăcină care a fost de acum o lună pe care tu deja ai făcut-o, iar părul tău este mai deschis. Și atunci procedurile vor fi îngreunate, practic. Da? Ce se întâmplă? Lucrezi rădăcina cu un oxidant, mai pui alt oxidant pe altă porțiune care este puțin mai deschisă și la cele mai deschise deja
dacă ai atins, s-a terminat. Sper că acasă tot ce ați făcut să fi făcut cu responsabilitate mare de tot, pentru că, nu știu, eu mă minunez, Sunt unele fete care, felicitări pentru cele care au reușit. Dacă sunt fete, chiar aș vrea să știu dacă cineva s-a făcut singur acasă și a ieșit perfect. În afara, nu vorbim de părul negru, uite cum sunt eu, sau părul șatern, care oricum îți iese, nu dai greș, e perfect, așa mergem este. Înainte. Așa este. Uite, îți spune Rodica, la mulți ani, așteptăm să vedem, ne urmărește doamna Sofia Vicoveanca, pe care o iubim. De mult mi-aș fi dorit să te... Doamne, deci de când eram mic am zis, zic, dar nu prind eu odată să o tund. Au, și am zis până la urmă, am zis, bă, sunt și nebună pe deasupra, cum să o tund pe femeie când ăsta este brandul ei? Absolut. Nu? Da. N-ai cum să o tunzi. Elena Pantilinescu, la mulți ani, mie mi se foarte mult, coaforul se referă Elena Gheorghiu, sunt stângace, fără mani, pedi, tunzi de asemenea și fiul meu de 6 săptămâni nu s-a tuns, dar nu mă lasă să-l tund, zice Elena Gheorghiu. Într-adevăr, copiii, Oana l-a tuns pe Tudor, a ieșit, am ajuns... Dar știi de ce? Știi de ce? Pentru că probabil copiii fac o conexiune mult mai... Uneori se sperie bine de noi, dar uneori încep să facă o conexiune, pentru că jucându-te cu ei la salon, fiind drăguți, simpatici, prin drag și se simt importanți când vin în salon. Și atunci, cum mama să mă tunzi tu pe mine acasă când eu sunt cavaler și vreau să ajung acolo unde se tund băieții? Și e logic, dar să știți că nu e foarte grav. Adică nu este foarte grav să îți iei o mașină, să pui un număr mai mare și măcar să tragi stânga-dreapta. La voi e mai ușor, mi se pare mie personal mai ușor, pentru că trebuie să urmărești doar osul, deci aici, doar porțiunea asta de os să-l decupezi, să dai practic toată porțiunea asta jos, da? Și de aici, dacă ai o forfecuță mică sau o forfecă ușor, o să poți să faci o pierdut ușor, sau tot pe pierdăn. Mai scapi. Oricum nu iese. Stați liniștiți. Nu ia, n-are cum să iasă. N-are cum să iasă, știu. Este, mă. Nu se poate tot de nimeni prin telefon și prin internet. Deocamdată. Da, fiul nu are 6 săptămâni, are 15 ani. Îi place să meargă la salon, spune Elena. Păi stai seama, la mai ales la 15 ani, când acolo au ei poveștile lor. Păi da. S-a terminat. Când avea 5 ani, 6 ani, hai că mai zăpăcei, mai fai puțin la spate. Cum e Tudor al nostru, îl ducem unde, la forfecilă, acolo îi primește și un cadou la sfârșit. Ai văzut? Cum să fie el bucuros că se întâmplă acasă când știa că acolo o primește cadou, e pus pe scaun, îl întreabă doamna, îl cocolește și, sigur, e absolut normal. Dar minte oamenii mari, cărora le placă, evident, jucăriile. Mamă, și mai ales perioada asta a bărbaților care s-au tuns acum cu fade-uri și cu tot felul de nebunii, care sunt aici pierduți până sus și sunt scoși așa din cutiuțe. Vai de mine, deci eu nu știu cum fac. Eu cred că până la urmă zona asta de a face delivery home, da, servicii acasă, cred că o să prospere oarecum și o să înceapă să... Eu mă gândeam la un moment dat că acest domeniu sau acest fel de a face este pentru atunci când într-adevăr chiar nu ai timp sau ai un handicap și trebuie să fii și tu îngrijit sau... Dar se pare că a luat amploare și asta este, n-avem ce să facem. Și nu cred că ar fi, nu cred că, mă stăteam și mă gândeam, măi, oare sună ei clienții sau sună clienții? Da. Adică eu coafeză, eu hairstylist, sun eu, Cristi, ce faci, ești bine, te simți bine, vrei să vin să te tun? Sau mă sun tu, Geta, nu mai stă părul, vino să mă tunzi. Eu cred că tu intri într-o lume în care n-ai avut acces, e vorba despre lumea comerțului online. Acest e-commerce are promovările lui, are influencerii lui, este brandul tău care este foarte, foarte pregnant, deci prin urmare oamenii o să se ducă întotdeauna unde știu că e bine. Și atunci o să vină la tine și la oamenii o să te caute pe tine și pe oamenii cunoscuți din oraș. Există și oameni tineri pe care îi știm foarte bine, categoric, la care merg. Oamenii cunoscuți o să fie căutați. Și sigur, urmează și promovarea pe care tu ai știut întotdeauna să o faci prin oameni, prin oferte și prin alte lucruri. Și o altă lume. Investești pentru că totul se mută în online, școala totul se mută în online și o să trebuiască să investești puțin în Google, în Facebook și în alte feluri. Și într-adevăr, asta este. E o altă lume.
Eu zic că este o retehnologizare totală mondială. Părerea mea personală este că vor dispărea foarte multe lucruri. Din păcate, în perioada asta stăteam și mă gândeam, chiar mă gândeam la foarte, foarte serios, ce se urmărește de fapt sau ce se dorește de fapt. E foarte simplu, totul este online. Deci vor crește prețurile, adică vor crește prețurile internetului, televizorul sau telefonul, astea se vor urca cu siguranță, garantez 100%. Vor dispărea și magazinele foarte mari pentru că nu-și mai au sens. Dacă tu ai văzut că poți să cumperi pe online, la ce să mai țin eu magazinul să plătesc 5, 7, 8, 10 mii de euro? Păi mă duc undeva și ți le trimit acasă. La revedere. Deci e clar că trebuie să ne readaptăm unei noi perioade din viață și trebuie să fim destul de smart și destul de rapid în mișcări ca să putem rezista. Pentru că asta este. Mie cel puțin, mie îmi place să tun. Eu dacă mai pune la scaun, aș sta și aș tunde 10, 20, 30 de oameni non-stop. Pentru că iubesc ceea ce fac. Și când iubești, îți iese. Loredana, de exemplu, pe de care am povestit mai devreme, le mulțumesc pentru sfaturi. Pentru mine sunt graviduță blondă și este de folos. A, avem o graviduță blondă aici. Mulțumesc de tot! Da, sigur că e distracție la salon, asta se știe foarte, foarte bine. Și pe de altă parte, uite, am primit de la Geta un pachet foarte frumos de sărbători și am primit și o carte. Uite, dacă vreți să citiți ceva, se găsește online de cumpărat? Nu prea se mai găsește, că a fost făcută în 2009, deja a cam dispărut, dar o să fac eu ceva cu ea, în așa fel încât să poată să primească o clientă, o să fac un, mă gândeam așa tot în perioada asta, să fac un voucher ceva, iar clienta, cea care își dorește această carte, să vină la mine, eu să o tun, să-i ofer un serviciu frumos, iar ea să primească o carte cadou. Sunt foarte puține. Ia uite, exact la Andreea. Uite. Exact. Da. Sunt și câteva, da, prietene dragi. Clienții de elită care au apelat la, adică sunt de ani de zile oameni pe dar care... Dar din această carte am să fac pe YouTube, mi-am făcut și eu, vezi ce, dacă am stat în casă, a trebuit să mă descurc, a trebuit să mă apuc de ceva și am zis, măi, ce frumos ar fi să încep să stau de vorbă. Și mi-am făcut și eu Geta Voina Hair and Style, era aceeași emisiune. Exact. Și acolo o să încep să lucrez mai mult, pentru că mă chinui singură să-mi fac toate lucrurile astea, pentru că asta este. Îmi place foarte mult, am descoperit că adică nu sunt un om care să las armele jos și gata, nu mai pot. Nu, mă redescopăr. Adică fac niște lucruri noi, învăț lucruri noi, fac singură montajul, îmi pun singură muzica, fac cut-uri, pus, aranjat, până la urmă mi iese ceva. Cum e și nici nu mai contează. Important este fă ceva ca să poți trece peste perioada asta frumos. Ca să înțelegeți, aseară Geta n-a stat până aproape de dimineață pentru că a petrecut sau răspuns la toate telefoanele, ci pentru că a montat un interviu pe care l-a luat. Am stat până dimineață și de bine ce l-am pus dimineață, n-am știut nici să fac premieră și s-a dus aibii premiera mea cu totul. Dar nu mai contează, a fost drăguț. În fine, i-am zis, cu Cristi Pascu era. Foarte bine. Ioana Vasile, Olimpia Eftenie, Elena Ghiuriu spune, chiar dacă avem această vârstă, mai copilărim, se referea la băiatul ei, dar și la noi, că acum suntem obligați să copilărim și suntem obligați să ne reinventăm. Dar vreau să te mai întreb ceva. Și asta este o întrebare pentru toți cei care iubesc turismul, iar Geta se știe că este un călător de elită. Modelul ei a fost urmat de zeci de mii, sute de mii de oameni și, practic, în acest moment, această industrie este probabil în cea mai mare ananghie dintre toate lucrurile pe care le-am vorbit. Dacă ești un om destul de inteligent și consider că de-a lungul vieții și de-a lungul timpului nu este singura perioadă foarte critică a noastră. Au mai fost și altele mai critice și alte nenorociri și războaie și slavă Domnului. Am avut de-a lungul vieții, nu viața noastră, dar a bunicilor și a străbunicilor noștri, s-au reinventat tot timpul. Iar industria turismului este acum în perioada asta. Iar ceea ce noi construim practic prin sistemul de pe care îl avem noi prin acel club de vacanță pe care l-am, pe care l-am adus acum vreo câțiva ani. Ce se întâmplă? Toți providerii ăștia, în momentul de față, caută oferte foarte bune pe piață. Iar hotelurile care sunt închise, evident că își doresc, din momentul în care ies din pandemie, să fie pline. Și atunci există această reducere foarte mare, chiar la 75%.
Ce se întâmplă? Tu creezi acum o rețea de cumpărători în spate, având în spate o agenție foarte mare și niște motoare de căutare foarte performante. Automat noi, cei care sunt practic în acest club, beneficiază de cele mai bune reduceri. Ceea ce nu este rău. Tu vrei să-ți duci copilul să vadă Disneyland? Dacă ai o ofertă cu 1000 și aici o să găsești cu 200, logică te duci cu 200, că doar nu ești... Orice om se uită la orice ban. Acum am învățat mai mult să ne uităm la bani. Și mai bine. Așa că industria cade, se ridică, cade, se ridică. Eu cred că prima industrie care va crește înapoi va fi tot industria turismului. Și pentru că oamenii sunt sătul de asta în casă, cu siguranță cu 100 de lei, 200 de lei se vor duce la munte și vor sta două nopți și se vor și distra, pentru că atât de tare vor cădea prețurile și cu siguranță vor, cum să spunem, abia așteaptă să iasă din casă. Poate că nu în următoarele luni. Vara asta este compromisă pentru toată lumea. Vara asta, cu siguranță, vrei să mergi la coafor să-ți refaci culoarea, vrei să mai ieși puțin la un bar. Din păcate, n-o să mai fi, nu mai avem baruri, nu mai avem cluburi, nu mai avem nimic. Acolo vor fi restricțiile mai mari, mai ales în zona asta de cluburi sau de evenimente, de genul festivalelor care erau în, de obicei. Ce păcat, Cristi, ce păcat. Da. Așa de frumos. Atât de frumos este să ieși, să stai 2-3 zile, să uiți de tine și să te simți foarte bine. Ții minte că ți-am spus, trebuie să mergi să vezi cum este. E foarte frumos. Până când și pentru copii. Da, știu, e foarte frumos. Pe de altă parte, însă, aceasta este perioada. Deci, așa, uite, fii atent, îți mai propun să mai stăm 6 sau 7 minute și hai să luăm așa, eu știu, 10 sfaturi pe care vi le dă acum Geta pentru a fi frumoase, pentru că e bine ca femeile să fie frumoase, să nu se neglijeze, să nu rămână neîngrijite, pentru că asta le dă o stare de bine și bărbaților la fel. În fiecare dimineață, bărbieriți-vă, îngrijiți-vă, barba, faceți tot ceea ce trebuie, fiți așa cum ați fi fost într-o zi normală, îmbrăcați-vă frumos sau îmbrăcați-vă în regulă. Că degradarea vine și de la neîngrijire. Asta se numește respectul de sine, practic. Bun. Să știți că în prima săptămână, cam, cred cu siguranță și voi și eu, cu siguranță am cam stat așa și parcă nu ne venea să facem nimic, nimic, șoc, nici nespălat și nici aia nevăt, pentru că eram sub un șoc total. După care am început să-mi dau seama că trebuie să fac ceva cu mine și pentru mine, pentru că dacă nu fac eu, nu face nimeni. Ca niște sfaturi pe care pot să vi le dau să fie rapide, spălați-vă tot la fel de vreo două ori pe săptămână măcar, da? Dacă aveți părul ăla creț și ondulat, care nu este rebel puțin și nu stă, încercați să faceți câteva mișcări, cum să vă explic, practic să-l puneți cu niște agrafe sau clipsuri și puneți fionul, pentru că atunci el se va așeza mult mai frumos, adică să aibă o structură și o altă pieptănătură, nu să stea cufos. Încă un lucru pe care vreau să-l înțelegeți, eu nu știu cine vă spune, dar eu vă spun sigur, nu mai folosiți pieptăn. Eu nu am pieptăn în casă, n-am avut niciodată. Cum facem? Cum fac pentru fetele? Că... De fapt că la noi la bărbați trebuie pieptăn, că doar nu o să... Nu! Nici la tine nu trebuie pieptăn. Păi stă ciudat așa, trebuie să-l așez totuși să fiu... Mâinile tale, când te speli dimineața, da? Și faci toate lucrurile, da? Cu apa aia care este pe mână, dă repede cu mâna, da? Ia-ți după aia puțină cremă sau ceva. Nu ai nevoie de pieptăn. Da. Eu când văd că toată lumea se pieptănă, e normal că părul crezi dacă tu îl pieptăni, se face atâta. Logic. Dar dacă tu folosești mâna, da? Și dai cu mâna și pui un pic de fixativ, da? Și îți faci în toate direcțiile, așa. Și dacă nu-ți place, îți mai dai după ureche, eventual așa. Sau îți pui un breton. Da? Iarăși cu fixativ. Eu nu folosesc niciodată pieptănul. Pieptănul, pentru că dacă l-aș folosi în fiecare zi și fiecare zi și în fiecare zi, aș pierde mult mai mult și mult mai repede părul. Oricum el cade cât trebuie. Oricum el cade. Și l-a spălat, practic, atunci când îl speli, atunci tot cu mâna bagi mâna cât poți în el, în așa fel încât să scoți surplusul ăsta de fire de păr și asta e tot. Pentru părul moale și vai mama lui, așa cum sunt eu, da? Pentru că amul este moale, fin, subțire, puțin. Puțin, pentru că așa m-a făcut tatăl meu când moștenesc pe taică. Mama nu era, mama era superbă, avea un păr ondulat și frumos. Dar el l-a moștenit pe tata. Lăsați capul în jos, fionul foarte puternic, ca să puteți avea volum pentru o zi.
știu, nu e pentru foarte mult timp, dar măcar pentru o zi. Și cel mai important lucru este ceea ce omit foarte multe persoane în perioada asta, zicând că lasă că să mai respire, să respire. Poate să respire părul, dar este foarte important să închideți cuticula. Deci dacă dați o perie două și cu fânul, practic, închideți cuticula și nu lăsați să aibă un aspect poros și pufos. Părul trebuie să strălucească. Indiferent de ce nuanță el este, el trebuie să se închidă cuticula, să capsuleze practic tot ceea ce i-ați pus voi în interior și să stea firul închis. Dacă el stă rebel și pufos, de-aia se și desface foarte repede la vârful. Practic, pentru că nu îl ajuți ca să fie. Deci, dat capul repede jos, m-am spălat, te-am pus mască, am stat cu prosop, m-am șters repede, nu dați cu mască pe față, fetelor, înainte de a vă usca. Deci, înainte de a vă usca, deci lăsați fața așa. Dați capul în jos, dați repede cu fânul peste tot, mult, 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 până să fie cam 20% umiditate. O să simțiți că este deja uscat aproape și el are un pic de umiditate. Abia atunci începe să trageți repede cu peria, când el este jilaf, cum spunem noi moldovenii. Da? Așa. După ce ați dat și ați făcut bine și l-ați împins în toate direcțiile, mână! N-am nevoie de pieptă. Nici de perie, nici de pieptă. Eu nu înțeleg cum Dumnezeu, dar eu n-am nevoie. Pentru că eu am învățat să-l fac să fie natural, să arate părul, să aibă un aspect sexy. Natural. Da. Așa, mai rebel puțin. Adică nu fir cu fir totul pus unul lângă altul așa și să fie perfect. Dar nu merge așa pe stradă, nu? Așa e. Să zboare părul, să fie... Să aibă o mișcare naturală, ca să ai pe vină încoace, da? Așa. Și după, abia după ce ați terminat, abia atunci dați-vă cu cremă. Cred că vi s-a întâmplat și vouă că dați repede cu cremă, pentru că tendința noastră de femeie este să repede, repede să dăm cu cremă, pentru că vrem să ne întindem fața și pentru că nu suportăm că se usucă. Și la o anumită vârstă se usucă puțin mai mult decât de obicei. Și normal că atunci când tu dai capul în jos și părul să ajunge pe față și mai este și lung și se îngrașă și tu mai ai două zile și iar îl speli. Pentru că unul din motivele pentru care el devine gras este și acest aspect. Și în rest, ce să zic, protejați-vă cu orice vreți. Puneți-vă tot felul de măști, faceți-vă ce vreți voi. Nu-l mai tapați foarte mult în perioada asta, lăsați-l să stea mai liniștit. Trageți cu peria și mi se pare că este cea mai bună perioadă de relaxare pentru el, într-un fel sau altul, pentru că foarte multe folosiți, foarte multe plăci, foarte multe lucruri care totuși deranjează și usucă mai mult firul de păr. Lăsați-l să respire, dar să respire într-o formă frumoasă, să fie îngrijit, să fie aranjat, să fie delicat. Dacă nu am timp să-l fac și este foarte lung, ok, îmi iau, mi-l împletesc sau îl strâng sau îl fac un coc tot umed să fie. Cu cât îl veți învârti mai mult și lăsați în forma respectivă, cu atâta el va prinde forma și se va usca în forma respectivă. De aia se spune că atunci când faci, de exemplu, când vrei să-ți coafezi părul și tragi cu peria, e bine să răsucești imediat și să pui un clip sau o agrafă, dacă nu aveți, și iar mergi la altă șuviță. Iar o să pun un video pe YouTube și o să vedeți cum. Iar mai mergi mai departe, iar rotunjești, iar prins cu clips, iar mergi o altă șuviță și atunci ce se întâmplă? El se usucă în forma aia și de-aia se fac puțin onduleurile. Cred că ați văzut și la salon foarte multe dintre voi, ați văzut aceste proceduri, această procedură. Ce drăguț! Mă bucur că am stat de vorbă și mi-era dor. Dar vreau să spun că, uite, de exemplu, Vali Crengă spune, nici eu nu folosesc pieptă, mi-l descurc cu degetele. Domnul Zanfili Orguș, fost primar al Mangaliei, avem un artist, Miele Bibescu, alături de noi. Vreau să spun că mi s-a întâmplat să plec în străinătate și să uit pieptă. Și mă gândeam, mamă, să vezi, dar de fiecare dată îl așezam cumva cu mâna, îmi dădeam seama că este mai puțin regulamentar decât mă știa pe mine lumea la emisiune. Eu, fiind așa obișnuit, Oana spunea, ca și tine, uite, fă-ți și tu ceva, fă-ți mai agitat, două zile. Deci două zile stăteam, îmi băgaia mâna în păr, după care cum ajungeam? Am să spun ce trebuie, la bărbaților le trebuie un alt lucru pe care să-l facă în cazul în care chiar nu le stă părul. Pur și simplu trebuie să aveți un fân micuț la voi, da? Trebuie să fiți, să vă obișnuiți cu un astfel de fân, pentru că tu, de exemplu, ai o ondulă foarte puternică aici, da? Deci, da.
Și practic pe tine asta te deranjează, că el nu stă în sus pentru că creșterea lui este în jos. Evident că ai nevoie puțin dimineața de un fion și de mână eventual, să împingi, îți ții și împingi puțin cu fionul aici și tot mâna. Uite, fă un exercițiu. Promitem că săptămâna asta nu bagi pieptănul în el și îl așezi doar cu mâna. Uite, pur și simplu. O să încerc, pentru că la un moment dat când îl umezeam, îmi făcea niște cârligonți pe aici, dar am avut vreo doi invitați din zona asta de make-up și spunea: uite-l pe domnul Brancu, ce cârligonți are. Zic, bravo, acum mă trec de șireturi cu tot. Păi, trebuie un fion și puțin să-l împingi, să-l ții. Deci, fion poți să... deci nu... de-aia spun că nu ai nevoie nici de pieptă, nici de nimic. Practic, dacă tu ții în mână firul de păr, hai că acum vedeți și așa, da? Și pui fionul, da, aici, și te duci puțin cu fionul așa, el se va întinde, îi dai drumul, iar te duci aici, iar cu fionul, și el se va întinde, că nu are altfel cum. Nu... e foarte docil părul. Este extraordinar de docil. El înțelege imediat ceea ce tu îi dai, ceea ce tu vrei să faci cu el. Dar trebuie să știi cum. Nu e complicat. Încearcă mâine dimineață când te speli, după ce scuturi foarte bine mâinile, îți dai repede așa, știu că ai să devii puțin mai creț, îți iei fionul puțin, ții degetul, ții așa pur și simplu părul și te duci puțin așa. Și aici, și aici, și aici, și peste tot. Unde vrei tu. De 2, 3, 4 ori și după aia bagi mâna în el. Și îți bagi puțină cremă de aranja părul, pentru că aia te ajută, practic, să ai un styling mai frumos. Ok. Ageta, acum că sunt... ești foarte bine. Da, sunt foarte fericită că văd că după ce te-am dus, deci închipiți-vă că are o lună și jumătate. Așa este. Da, cu puțin timp înainte de ziua mea, care e pe 9 martie, pe 3 sau 4 martie mai. Așa, exact. Deci vă dați seama, deci, de-aia spun că e diferență foarte mare, foarte mare la cine tunde, deci la cine tunde ca și frizer și cine tunde ca și hairstylist, coafeză, da? Deci este o diferență foarte mare între ele, pentru că noi tundem într-un alt fel, e un alt feeling. E altfel, noi tundem cu foarfeca, cu foarfeca de filat. Eu nu folosesc deloc mașina de tuns pentru că nu știu, Eu pierd pe pieptăn și pierd pe o foarfecă de filat care se așează firele cu totul altfel. Părul crește diferit pentru că crește cu lungimi diferite, ceea ce ajută ca să ai o îngrijire puțin mai lungă. De fapt, cred că asta este explicația. Faptul că aceste fire sunt puțin unele mai lungi, unele mai scurte, te ajută să ai o perioadă mai lungă de a te tunde. Dacă te tunzi cu mașina ca bărbat, logic, fade-ul ăla și toată zona asta, automat crește toată dreaptă odată. Adică cresc firele deodată toate egale și de-aia se vede des și mult și nu se mai vede bine. Când tu tunzi pierdut cu foarfeca de filat și faci mișcări și te duci pe cap, altfel stă părul. E mult mai... Eu am foarte mulți clienți, și bărbați și femei, care spun într-adevăr că cum tund eu, nu tunde nimeni. Asta este. Depun mărturie. Deci, asta este. Oana cu siguranță o să facă lucruri absolut admirabile, dar o să fie doar de tine din punctul ăsta de vedere, că o lună de zile, nu știu dacă o să mai stai el așa, câtă vreme mai este încă această carantină. Te pupă și Marinela Chelaru. Mulțumesc. Colega noastră Silvia Roșca de la Antenă, Nelly Elis Florel și mulți oameni ți-au urat la mulți ani. Am fost împreună cu Geta. Eu sunt convins că pentru toate doamnele această înregistrare pe care noi o facem și că rămâne pe YouTube și rămâne și pe Facebook va fi utilă și acum și mâine și poimine. De aceea vă propun să dați share pentru ca această înregistrare să ajungă la cât mai mulți oameni, să dați și subscribe evident pe canalul de YouTube, pentru că am avut interviuri, am vorbit cu celebrități, am vorbit până acum, dar acest interviu cu o celebritate a frumuseții în România este cel mai util interviu pe care l-am făcut eu de când este această pandemie. Și de asta m-am gândit să merg cât mai sus și am vorbit cu tine, Geta. Ce să zic, în seara asta ai voie să ciocnești și tu un pahar de vin cu să știi că abia aștept, pentru că chiar am zis, chiar nimic, mi-am făcut o măscuță, mi-am făcut baie cu spume, cu de toate. Asta este, m-am descurcat singură și acum o să desfac o sticlă de vin și o să beau două păhărele, o să mă uit la un film ca să, cum se spune, să fie bine. Enjoy the day and night. Avem o piesă de Depeche Mode de 90, se numește Enjoy the Silence. Așa. Că asta Geta, așa vom face. Geta, dacă mai sunt întrebări,
sau da, o să mai fie întrebări, dacă o să mai fie întrebări, îți propun să mai vedem o dată, că domnule o să vadă și o să pună întrebări în continuare, că curg întrebările din zi în zi, la fiecare postare ele rămân și ele cresc în timp. Geta... Mi-ar plăcea să am o discuție cu voi și la un moment dat o să fac și eu pe YouTube, pe canal. Ce înseamnă sau ce formă de față ai, am făcut eu la un moment dat, am pus peruci mai multe, să se amuze fetele, peruci mai multe ca să vezi ce înseamnă totuși cât de mult îți schimbă fizionomia și cât de, ce ar trebui să faci practic ca tu să fii, să îmbraci capul. Și atunci cred că, uite, vezi că în seara asta cred că asta o să și fac. Ai și în carte acolo scris ce înseamnă să schimbi o fizionomie. O să vă învăț ce înseamnă să ai proporția perfectă, da? Ce înseamnă să ai un cap perfect, o proporție perfectă, cum e ochiul, cum e nasul, cum e gura, cum e partea asta pe care noi trebuie să o avem grijă de ea tot timpul, cum se ascunde, cum nu ascundem. Am multe lucruri de dat. Vezi că fac alt business, mă apuc, plec în altă zonă. Foarte bine și se știe că partea de frumusețe întotdeauna a fost foarte, foarte căutată în zona de YouTube și în zona de online, așa că sunt convins că o să fie bine. Dar nu se compară cu feeling-ul ăla și cu momentul când clientul stă la tine în scaun și când stai de vorbă și când îi treci mâinile prin păr și când el îți povestește și ia și uite așa și după aia pleacă și rămâne mulțumit, îți faci programare data viitoare și abia aștept să continui firul poveștii. Așa e foarte fain, e foarte frumoasă meseria asta, o iubesc, o iubesc foarte mult. Așa e. Geta, o să bârfim noi odată și odată când se deschide salonul. Până atunci îți mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Încă o dată la mulți ani din partea tuturor fanilor noștri și din partea noastră. Mulțumesc mult de tot. Și pentru că ai stat, iată, o oră din ziua ta cu noi și, doamnele, cu siguranță sunt cele mai fericite. Mulțumesc mult de tot, Cristi. Vă doresc o seară minunată. Mulțumim foarte mult, a fost Geta Voina cu noi, ne vedem mâine. Mulțumim, Geta, și la mulți ani!